În 1986, cu 3 ani înainte ca dictatorul să ajungă cu spatele la zid, Patrinet se afla încă în post la ambasada din Ankara. Oficial, fostul baron roșu Vasile Patrinet a murit într-un accident de mașină în Turcia, în timp ce se afla în misiune diplomatică. În epocă, au existat speculații că acesta ar fi fost ucis la ordinul liderului de la București, accidentul fiind provocat de securitate. La începutul anilor 90, Gheorghe Apostol declara că accidentul s-a petrecut deoarece lui Patrinet i s-ar fi pus un drog într-un pahar de whisky. O altă sursă, comandorul Nicolae Radu, declara că Patrinet n-a murit în urma unui accident, ci a fost asasinat. Vă spun foarte calificat, să se deschidă coșciugul lui Patrinet, să vedeți plumbul în cap. De asemenea, generalul Vasile Gheorghe, șeful direcției a 4-a, ar fi afirmat: l-am terminat noi pe Patrinet.